Sociolog, semiotician, hermeneut, istoric al religiilor, analist al comunicării, Aurel Codoban a abordat direcții captivante în cercetare într-un mozaic de invidiat. Greu încadrabil, auctorial, ca eseist filosof, Aurel Codoban ilustrează interdisciplinaritatea vremurilor noastre și dimensiunea multifacetată a cercetărilor actuale. Cartea sa din 2004, intitulată Amurgul iubirii, de la iubirea pasiune la comunicarea corporală, a captivat publicul și a avut nenumărate reeditări. Cartea pe care o prezint acum, intitulată Sentimentul straniu al vieții, parafrazează în titlu altă carte faimoasă, cea a eseistului filosof spaniol Miguel de Unamuno, despre sentimentul tragic al vieții și marchează o magială alte câteva cărți reper prin tematica lor gravă mitul sisiv de Albert Camus sau existența tragică de Dede Roșca. Sentimentul tragic de odinioară de la începutul secolului 20 a devenit straniu la început de secolul 21 datorită relației dintre făptura umană și progresul tehnologic reprezentat de inteligențele artificiale. Sentimentul omenesc a devenit straniu mai întâi la nivel cognitiv, întrucât omul actual este forțat să circule mental și psihologic printre metafore și simboluri. Apoi, în mod previzibil, sentimentul omenesc a devenit straniu la nivel existențial. Cu toate acestea, singura soluție a făpturii umane este să încerce să înțeleagă, să nu renunțe la a cunoaște și la a negocia această cunoaștere în folosul existenței sale. Eseul lui Aurel Codobani inventariază evoluția inteligențelor artificiale de la programele de calculator care învață automat la cele mai sofisticate concepte de inteligență artificială, ceea ce îl pasionează fiind funcția metaforei, valabilă pentru oameni mai degrabă și funcția timpului, care pentru inteligențele artificiale este imperturbabil, în vreme ce pentru făptura umană este vulnerabil. Conștiința este un alt punct cheie, problematizat, inteligențelor artificiale lipsindu-le conștiința experienței, iar făptura umană având în schimb atul înțelegerii și al simțirii. De fapt, grupul cobai de analiză al eseistului filozof este un quartet alcătuit din plantă, animal, om, inteligență artificială. Iar chestiunea cea mai ardentă din acest eseu filosofic este relația canonică și totodată necanonică dintre viață și moarte, apoi cea a sacrului, negociabil sau nu. În plan secundar este adusă în discuție tema iubirii și cea a grației. Pe lângă conștiință, cea care delimitează lucrurile în vartetul plantă, animal, om, inteligență artificială, este comunicarea. Nu ezit să citez un panseu al lui Aurel Codoban de la începutul eseului său filosofic, care, în felul său tandru ironic, reduce condiția umană la absurd, neliniște și nisipuri mișcătoare. Broscuțe infantile stăm noi înșine în balta vieții, ale cărei margini nici măcar nu sunt trasate cu claritate, neștiind dacă există o baltă la fel, sau una cu totul diferită, dar cumva comparabilă oriunde, în altă parte a Universului. Am încheiat citatul. Nu uitați, prieteni, cărțile nu ne trădează niciodată.